Dacă Ponor ar fi avut și un exercițiu competitiv, la paralele s-ar fi putut bate pentru titlul individual în 2004. România însă a dominat atunci concursul olimpic. O vedem pe Alexandra Ghita de la Deva, se pregătește la lot, e componenta lotului olimpic mare. Tot Danilova laterală. Kids o alintă prietenii. Un salt Illusion numesc gimnastele acest element. A fost o Danilova cu aterizare pe un picior, apoi a adus în poziție cumpănă. Și coborârea. Nu am văzut de la început, nu cred că a ratat până acum. Iată și temperatura, peste 35 de grade și jumătate. Două flicuri și un salt întins cu șurub.